Am revenit în studio, spuneam că schimbăm uh, interlocutorii și am făcut acest lucru. Dacă îmi dați o imagine generală, o să vedeți deja că sunt două personaje noi. Și o să începem cu doamna, între timp am aflat, eu am tot numit-o domnișoară Ioana Cătunanu, dar este doamna Ioana Cătunanu și este și căsătorită. Să rămâne bine ați venit! Bine v-am găsit! Ați fost, cum să spun, tatăl dumneavoastră a zis că nu vorbește foarte mult despre lucrurile pe care le faceți, dar adică să vă prezentați dumneavoastră și să spuneți lucrurile și cum ați ajuns să faceți Institutul de Horticultură la București și de ce v-a plăcut atât de mult. De ce v-a plăcut atât de mult să faceți horticultură? În primul rând mi-a plăcut biologia foarte mult, Uh, nu știam ce înseamnă horticultură și deși mă pregăteam să dau la drept uh, m-am hotărât uh, cu o lună înainte să dau bacul de la drept la horticultură e, uitați așa uh, da, le-am zis că vreau să intru în cercetare să uh, dau la biologie și părinții mei mi-au zis, nu mai bine horticultură că avem ferma. Deci așa a avut, tot nu uh, cum fac părinții de obicei. Nu, pur și simplu no, uh, mi-au arătat despre ce este vorba. Eu nu știam că există. v adică să vedeți și ce Ceva mai zomer. practic, mm -hmm. pentru că biologia... Sincer, o să fiu, nu cred că m aș descurcat ca nu, profesoară. Da, este mai puțin. Și... exact. Puteați să fiți profesoară sau să lucrați în cercetare, nu? Până la urmă. Da, cam asta era. Aveți un cercetător în familie și deja aveți un exemplu, chiar dacă era în altă zonă, nu? Da. Așa, nu va mai trebui, am înțeles. Haideți să prezentăm și pe cel care este împreună cu noi, Mihai. Mihai, bine ai venit. Bine. Mihai Micu, care este președintele Asociației Creștem România Împreună împreună, în Agro TV, cu Creștem România împreună, cu toată lumea. Creștem România împreună, sau cel puțin ne dorim să creștem uh, și producătorii români împreună, să-i susținem și să-i ajutăm să devină puternici. Unii dintre ei sunt încă la ora actuală, unii mai mici mai au de crescut. Mihai, bine ai venit! Noi ne-am mai văzut în urmă cu aproape două luni de zile. Ce s-a mai întâmplat nou cu Adoptă un țăran? Este un proiect pe care noi l-am discutat și am zis că lucrurile... Nu, oftez. Da, oftez. De da, ce? da, oftez cu plăcere. Am înțeles, am înțeles că să întâmplat ceva, Nu, 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 nu. Nu, proiectul merge foarte bine. Uh, ne pregătim, de-abia așteptăm să vină nouă an, nouă an centenar. Uh, iar cu ocazia acestui an 2018 urmează să lansăm următoarea etapă a proiectului Adoptă un păi țăran. aveți 2018 țărani adoptați în 2018? Păi nu, că cifrele după cum spuneam și data trecută indică faptul că la ora actuală avem peste 9000 de adopții raportat la un număr de undeva în jur de 90 de țărani. Deci e, lucrurile evoluează. În cele ce urmează Uh, pagina de Facebook va începe să prezinte inclusiv uh, povești de succes ale țăranilor care au fost adoptați. Asta așa ca uh, un mic cadou de Crăciun pentru uh, prietenii noștri, indiferent că ne sunt țărani sau... E o întrebare <laughs> retorică. Sper că nu-ți dorești un răspuns din partea mea. <laughs> da, răspunsul <eu>, este <laughs> nu, am înțeles. <laughs> Nu, no. bă, din contră, mulțumim mult Agro TV, pentru implicare și pentru tot sprijinul. Iar revenind la Adopte un Țăran, am început să construim o serie de evenimente în plan real în care să aducem producători locali. Acum, momentan, suntem în, în jurul Brașovului pentru că ne este foarte facil. Din cauza... Acolo, dacă e un... da pol se poate extinde așa este radial există... se poate ajunge în toată țara așa normal. este există foarte multe cereri fără doar și poate din păcate resursele noastre sunt limitate și atunci acționăm cum ne da, este mai aveți un ritm cum în care vre. acționați, aveți un ritm în care crește și nu puteți să-l depășiți deocamdată din lipsă de, oca... de resurse. Din lipsă de resurse, într-adevăr. Însă, mult mai uh, interesant, că despre asta vroiam să aduc aminte, uh, la anul urmează să implementăm pe Adoptă un Țăran conceptul de Community Supported Agricultural, ce am mai povestit data da? trecută. Uh, și cu voia ta o să îndrăznesc să și repet un picuț uh, ce reprezintă acest concept. Uh, faptul că punem la oaltă pe de-o parte Țărani, care se intră în cadrul proiectului, iar pe partea cealaltă voluntari care vor intra în aceste gospodării spre a ajuta pe tot ciclul de producție respectivele respectivii hai să-i numim mici fermieri. Evident că epicentrul va fi uh, reprezentat de partea de culegere a roadelor, unde am înțeles de la, la gospodar că este cea mai mare... Cea mai mai nu, dar este și cea mai mare problemă. Pentru că nu, la ora actuală, nu se mai găsește forță de muncă care să uh, ajute la în culegere... Zonă unde trebuie recoltat, recolta se ia... Manual. Așa deci, este. Culege manual. Și, și ceea ce va fi foarte interesant este faptul că gospodarul respectiv, nu va plăti voluntarii, ci le va oferi masă, respectiv produse. Uh, produse. Exact din ceea ce au ajutat respectivii vol voluntari la... la... Trocu clasic, barterul clasic. Da, exact, barterul clasic. Da, mi o găină vecină, că-ți dau un cocoș. Știu, și așa. în plus încercăm uh, hmm. să facem un concurs între acești gospodari. Concursul probabil se va numi cea mai oacheșă gospodărie și vom încerca să... Uh, premiem respectivul gospodar, repet, ne adresăm în principal gospodăriilor foarte mici cu până în 2-3 hectare de teren, da, așa să... mai departe, dar cele exact. foarte mici. Voi aveți pe cei foarte, exact. mici. foarte mici, noi către aceștia, pe aceștia îi vizăm. Așa, iar acestora sau acestui uh, mic gospodar câștigător vom încerca să-i asigurăm, să-i dăm ca premiu un mic tractoraș. Așa da. că eu cred că deja lucrurile capătă un interes din ce în ce mai mare vis-a-vis -vis de anul 2018 raportat da. la proiectul adoptă un țăran. Bun. Țineți ți ideile, mergem din nou la doamna Ioana. Astăzi ați participat și dumneavoastră la ceea ce am văzut aici, multul Țărănesc, nu? Da. Așa, cât de entuziasti ați văzut dumneavoastră? Domnul Radu mi-a spus că au fost entuziasti unii dintre ei, unii mai puțin. Da, în, în medie, așa a fost un feedback pozitiv. Acum contează și cu ce așteptări a venit fiecare. Pentru că uh, foarte mulți ne-au zis că, în sfârșit, vine cineva să ne ajute să ne adune, să, da, să, ne adune, să, ne adune, da, să dezvoltăm. Sau o iau ceva ca un cum... ajutor, corect? Exact. Alții care pentru ei nu a prezentat foarte mare interes. Înseamnă că așteptau altceva. Exact, Aș, cum exact am spus. dar uh, au fost oameni foarte entuziasmați care au apreciat ca fiind un proiect de, care se, va fi de mare an, anvergură. Uh, au văzut uh, și mici hibe care le mai are, dar se vor rezolva în timp. Bine, și până la urmă, contribuția ori... personală a fiecăruia vă aduce la tocmai uh, această reglare a lucrurilor, pentru că nu, nimeni nu poate să le știe pe toate la început sau pur teoretic, până nu treci la partea Fie practică. Care Vezi cum știe bucățica și lui. Pui uh, cap la cap. Acolo e, de fapt, uh, tocmai greutatea. Fiecare cu specializarea lui. Eu uh, pot să spun din punct de vedere horticol ce este necesar, cum pot să-i ajut. Alții pot să spună din punct de vedere economic. Alții pot din punct de vedere juridic. juridic Tot așa organele de stat, ce reglementări, legi, Care a fost, trebuie fiind de să... N-am vorbit foarte mult cu tatăl tău. Care a fost reacția oficialităților? Că până la urmă, oficialitățile, da, vin, a, ah, frumos, ce mult ne place, nu știu ce, dar au zis, putem face ceva în acest sens, a, să vă sprijinim? Da, au părut deschiși, au zis că uh, Domnul Grecu, am înțeles că are deja niște discuții cu anumite măsuri, o legi o să fie cumva modificate sau adaptate, uh, tu, adaptate. și în favoarea acestui concept și în favoarea producătorilor până la urmă. Da, în special a producătorilor, să se găsească o linie comună între comerciant și consumator. consumator pentru da, da. Că... Lanțul scurt. Exact. Lanțul uh. foarte scurt, să spunem așa. Păi asta este ideal, fiindcă sunt foarte multe costuri pe parcurs care se adaugă și la consumator ajunge un produs cu un cost ridicat și... Bun. Oricum, în general, produsele, cele care vin dintr-o zonă de mici producători, ele ar trebui să aibă un preț mai mare, dar ele când trec și prin acel lanț de care sau mai bine zis, prin acele intermediari, ajung la niște prețuri foarte mari. Acum are de posibilitatea să poate să concure, poate cu niște produse, poate, pe acolo, cu niște produse dintr-un supermarket sau dintr-un hipermarket și așa mai departe. Numai că, din punct de vedere al calității probabil și de asta, cred că omul va alege într-un anumit fel sau va dori să aleagă. Nu mai poate calitate, Uite, mă gândesc acum și din patriotism local. Că există un patriotism da, local până la urmă. Mulți dintre cei care vorbeam în târguri pe unde am fost, și La târguri cu produse tradiționale, și asta spun că da, vin din zonă și cumpără pentru că sunt produse făcute acolo, pentru că ne cunosc mulți dintre ei, pentru că ne știu și așa mai departe. Poate fi și acest lucru, un mobil ca oamenii să vină către aceste morți și oamenii din zonă, și să ajute la creșterea acestei structuri, că până la urmă este o structură care trebuie să funcționeze, nu? Da, este o structură care are nevoie de oameni de ambele părți. Odată. Consumatorii, dar și producătorii. Da. Deci, cerere și ofertă. Cer până exact, cerere și ofertă. A, deci e o structură care pe asta se bazează. Avem cerere, avem ofertă. Fără ele nu Am putem să dezvoltăm acest concept. Pe partea de horticultură, pentru că aici sunteți specialist, uh, cum vedeți lucrurile în acest mod? Uh, văd foarte multe provocări de ambele părți. Uh, Mă rog, mai puțin la consumatori, mai mult la producători. Să existe o, o linie de. Nu știu cum să mă exprim exact. Adică niște reguli sau niște, niște direcții de urmat, da, și niște de... proceduri, nu știu cum să le numim, poate. Da, adică să se țină evidența, de exemplu, la rotația culturilor. Este foarte importantă și pentru producători, dar și pentru consumatori. Corect. Datorită Modul nutrienților... în Care, și fac rotația culturilor, e un exemplu, da. Modul în care continuu eu, fac niște lucrări în ceea ce înseamnă asupra, nu știu, pomilor, viței de vie și așa mai departe, este de că ce, ce dă materia primă, nu, până la urmă. Nu? Asta vreau să spuneți. Da, Un fel uh, de educație, până la urmă. Da, și, uh, și nu educație în zona... Practic să fie o uniformitate a uniformitate. produsului în zona. Adică să ceapa respectivă. Să existe anumite standarde de calitate. La Buzău care Tocmai și Când te duci pe drumul spre Buzău, pe part, toate părțile găsești și pe stânga și pe exact. dreapta ceapă atârnată de... Toată lumea știu. zice că e ceapă de buzău, deși dacă îi întreb unii, cine știe pe unde au cumpărat-o, din ce supermarketuri. Mă rog, asta e, asta asta e părerea mea. Că... Dar cred că e și adevărul. Depinde de caz, dar să fie o un uniformitate, un control al calității. Adică să nu fie diferențe foarte mari între producătorul Gigel și Costel. Să, și asta se poate face oarecum local. Ca da, să da, da, da. se crească în timp la un brand local. Da, și atunci, da. automat, și Rănesc crește că, în momentul în care ai un brand, are mai multă credibilitate are. și față de consumator. Și aici intervine și... Ai și acele patriotism local de care spuneam, să cumpere, să vină cumpărătorii să cumpere, se extinde și apoi ca brand. Vedeți, eu știu, sunt, nu suntem din București, știm de ceapa de uză, da? Mm. Ok, și mai departe. De... Părnații de pleșcoi de care vorbeam mai da. în prima parte a emisiunii. Alte produse din zona respectivă. Da. asta sunt lucruri care, într-adevăr, trebuie uniformizate. Dar sunt șanse? De, uh, da, fiindcă este dorința din partea uh, celor din de. zonă. Până la urmă, își pot schimba competențele, pot fi îndrumați, pentru că de asta Tocmai. vă aflați acolo ca și competență în zona horticulturii. alte zone, cum spuneați, sunt alții. Asta e foarte important. Și m-aș lega un pic și de partea de agroturism. Fiindcă în modul ăsta, prin țărăne se poate încuraja inclusiv uh, agroturismul. Da. Fiindcă da, da. te duci să vezi de la ce fermier cumperi. Îți da. place, nu-ți place omul. Cum arată ferma aia? În, uh, am văzut un reportaj din Franța în care povesteau că ori aveau uh, fructele, legumele culese. Proaspete. Uh, proaspete. la capătul uh, Rându parcelei, uh, rândului. Da, lui. capătul rândului, cum s-ar spune. Sau le dădeau un și se duceau ei să-și ia ce vor din grădină, și după aia doar îl uh, cântareau, Da Da, a, da le luau. Le luau acasă. Uh, cu agroturismul cu asta era probabil următoarea idee: că, virgulă, cumpără, uh, își, poate și își gătesc acolo, și, și rămân peste noapte să se simtă. Bine, până la urmă, nu? Plus, da, plus ce obiective turistice mai sunt în zonă. Că... Da, e complex ceea ce spuneți și aici implicarea vine din partea a mai multor entități, persoane și așa mai departe. Adică sunt cei care într-adevăr pot să facă să-și facă propria pensiune agroturistică. Numai că promovarea zonei va trebui aici să țină un pic mai mult și de ce înseamnă un Consiliu Județean. De o primărie, de o, Pai, de asta... o autoritate locală. Am văzut că sunt implicați acolo și aceste entități administrativ locale, UAT-uri. Fără ei nu se poate. Tocmai. Da, tocmai de asta. Molul țărănesc îl lămurim acum cu neștea adoptați, Mihai, și lucruri care se întâmplă. Calitatea este primordială și acolo, nu? În ceea ce privește. Da. Ce și modul de... Lucru care... Ce, apropo de discuția pe care o aveți... Uh, aici lucrurile sunt destul de simple, uh, mai ales în contextul în care raportăm totul la mediu online. Pentru că acest mediu online democratizează cumva uh, ideea de publicitate. Uh, paranteză fie vorba între noi, cel mai ieftin mod de a-ți face publicitate este acel din gură în gură. Faptul că produsul a fost bun, cu siguranță voi spune prietenului meu, Nevestei, soției, soție de, mai de vecinului. Așa, despre și calitățile mai pe care le are respectivul <coughs> produs și despre ceea ce am găsit eventual în respectiva gospodărie de care amintea mai devreme doamna. Tot acest lucru de fapt ne conduce mai devreme sau mai târziu. Acest mai devreme sau mai târziu este condiționat de fapt de gradul de educație pe care fiecare dintre producători îl va avea. Sau îl are deja în unele cazuri. Vis-a vis de ceea ce înseamnă. OK, calitatea produsului, fără doar și poate, dar și povestea care vine și îmbracă produsul. Iar această pro poveste, multiplicată la numărul de producători apropo de ceapa de buzău sau, și așa mai departe, generează de fapt acel brand local. Nu este un lucru care să se facă peste noapte, dar este un lucru care are o creștere, poate să aibă o creștere sănătoasă o creștere organică, uh, da. și din punct da, de vedere da, da. al marketingului, dar și din punct de vedere horticol, da, ca să zic așa, uh, iar succesul cu siguranță nu va, uh, nu va aștepta să apară. Uh, și atunci, totul, de fapt, dacă este făcut cu noimă, cu măsură, cu conștiinciozitate și, evident, cu profesionalism, nu are cum să nu se lege. Câte, iar cât tot greu, acest cât, lucru. Cât de, cât de greu vă este, Pă, te rup, mă să nu... cât de greu vă este în momentul de față, știind unde ați plecat, unde ați ajuns? Trecând așa prin tot parcursul ăsta și ați ajuns undeva, cât de greu v a fost, acum a ziceți aici, aveți momente în care spune gata, nu, nu mai pot. mie nu vine lovesc să... de lucruri care sunt de legislație, Rez... de mentalitate, de eu știu. Rezultatele de... pe noi ne depășesc. Adică mie cel puțin mie personal și fie că vorbim de adoptă un Țăran, fie că vorbim de mulți Țărănesc sau de alte proiecte pe care asociația le desfășoară, Uh, mie personal mi-au depășit așteptările. Uh, cu siguranță că lucrurile astea nu s-au întâmplat uh, bătând din palme. Uh, a fost uh, multă muncă, este multă muncă, e sunt continuu, lucruri plat. pe care le faci, fără doar și poate, dar faptul că vezi la un moment dat. Uh, Uh, o bătaie pe umăr, simți o bătaie pe umăr. băi, mulțumim mult că am putut să facem parte din proiectul ăsta. Sau, băi, uite, faptul că vă gândiți la noi și aici fac referire la micii gospodari, uh, sunt lucruri care te înflăcărează și te duc mai departe, de fapt. Uh, și cam despre asta e vorba de fapt. Uh, Vis-a -vis de inițiative deci legislative, vis-a-vis putere -vis de. de nu? Uh, uh, puterea mea dau alții, de fapt. E invers. Acea sunt bătaie. Sunt deci, acei... faptul că, exact, și nu e. Aici nu raportăm la niște necesități materiale, ci raportăm la acel gest de mulțumire. Despre asta vorbim, de fapt. Da. Care este natural omenești și pe care noi câteodată și, uităm. Exact, exact. Și care e foarte simplu, de fapt. Da. Da. Un simplu mulțumesc este mai mult sau mai de ajuns decât orice alte vorbe mari și epitete și da, așa mai departe. Da, da. Bun. Reveniți la mobilul care v-a dus din București către Buzău. Ok. Moștenire ca moștenire. Lucrurile frumoase acolo. Ai ales horticultura și te-ai gândit ce o să fac în următoarea. Cum îți vezi tu desfășurarea activității în ferma pe care o, o încercați să o puneți pe picioare pentru că am înțeles că sunteți într un moment în care sunteți în construcții. E under construction, cum spun noi. Da. Și uh, noi avem mai multe planuri în gând. Uh, primul ar fi să uh, să cultivăm diverse plante, gen lucernă, uh, plantație de nuci, de lavandă, mici plantații cum, care Cum ați ajuns la ideea asta? De ce care este mobilul? Este o afacere, cu lucifer știu că este o afacere, care dacă o faci bine, este o afacere sănătoasă și bănoasă. M-am axat în special pe plante care se pot produce în sistem ecologic mai ușor. Am zis să încep cu ceva ce care știu să sigur. Nu avem nevoie de niște condiții extraordinare exact. din punctul de vedere al pământului Plus și Plus că era zonă viticolă, iar tot ce înseamnă boli și dăunători specifici viței de vie. Uh, sunt Treceau uh, imediat către Da, deci economie. nu nici avea sens să încerc cu vița de vie. Și uh, de la acest uh, proiect am. Uh, am avansat. Și -ați făcut un, un calcul economic, adică, de exemplu, am spus, ok, pun niște nuși pentru că e perioada de creștere, e perioada de rod, e perioada de uh, modul în care găsesc să le valorific și așa mai departe. Lucerna. Lucerna se face, sunt câte cosiri pe an? 3 sau 4, nu? Depinde. Chiar și 4-5, în depinde. funcție, Deci, chiar domnul Voina Mircea, cu biohumusul, i-a zis statul meu de 5 o să coase, până la 5 coase pe da, an. cu produsul lui, da. Produsul lui, am înțeles, da, deci are un produs în plus care face bun. Și ce faceți cu el? Știu că este foarte căutat, mai ales la export, eu știu fermieri mari care cultivă pe niște suprafețe enorme lucernă și care îl pun frumos în containere și îl exportă în zonele arabe. Uh, pentru hrană, pentru animal. animalele, oile. Din uh, de curând am respective. aflat de persoane care au început să facă din lucernă peleți. Peleți. Și uh, acei peleți sunt doriți în industria, în zootehnie, am înțeles, dar nu doar... Uh, pe partea de, nu știu, vaci sau partea de zootehnie nu o... Am înțeles, da, hrana pentru vaci Dar sau... inclusiv găini, rațe, ce... Adică există niște composturi care se fac împreună da. cu cei peleți de S Lucen. Nu, din, din nu se fac acești peleți. peleți. Am înțeles, dar pe urmă, ei nu rămân în forma aia, că trebuie, cel puțin dacă merg către o zonă, trebuie într-un fel să fie Aici a cineva care. Da, sunt consumat. am pus întrebarea. Da, dar e interesant, totuși. Ideea e că din orice cultură poate să fie acea producție principală, cum ar fi la nuci, miezul de nucă, da? dar pot să iasă și produse secundare. De exemplu, din coaja de nucă există utilaje care o sfărâm foarte fin și da? poate să fie folosită inclusiv în industria farmaceutică inclusiv uh, uh, ca compost, poate să fie și uh, cum se mai folosește, folosește scoarța de copac, așa ornamental. Adică mm. se pot găsi. Sunt multe întrebări în țări. Bun, și din frunze sunt tot felul. De tot zânări. așa pe parte farmaceutică. Pe ceaiuri, uh, infuzii, da, infuzii da, și așa exact, mai departe. Exact, de tincturi. Adică și la lavandă. la A spus fel. deja nuci? Avem pe 3 hectare. Pe 3 hectare. Câți ani au? Sunt deja primul uh, an de... Ideea că e... Uh, când am început uh, ideea, nu, a, nu dispuneam de finanțele necesare cu fondurile europene. Am, nu, nu le-a accesat încă. Nu am mers cum acela. am vrut noi. Și uh, am zis că dacă toți sunt ingineri horticultor, să-i semăn și să-i altoiesc la loc definitiv. Am înțeles. Deci, deocamdată sunt mici. Uh, da sunt micuți și sperăm într-un an, doi, nu să-i Nu cu crește foarte repede. Da. Și tu de la nucii din curtea mea, dintr-o nucă, în 4-5 ani deja e măricel. Asta e o metodă folosită în China. A, formează livezile din portal toi, după care ulterior îi altoiesc la un metru de sol. La un metru de sol. Și e o variantă bună. Deci, mergeți pe această tehnologie, ca să spunem da, mai departe. Da. Pentru că nu mai avem decât vreo două minute, o să las câte un minut la fiecare. Mihai, ce se întâmplă în următoarea perioadă cu uh, Adoptă un Țăran, cu acest, uh, acest proiect și mai ales cu. încercăm să, să în România împreună? Încercăm să identificăm, vis-a-vis -vis de Adoptă un Țăran, să mărim uh, baza de date de, de variante de țărani uh, pe tot arealul țării, uh -huh. pe de-o parte. Pe partea cealaltă vom încerca, ca în cursul anului viitor, să realizăm târguri reale, fizice, în fiecare regiune istorică a țării. Da, așa, nu doar în Brașov. Cum, exact, iar pe, pe, pe termen foarte scurt, la București urmează, sperăm noi, în luna ianuarie, să avem un prim târg unde să adunăm țăranii din jurul. Bucureștiului, Bucureștiului da. Ați făcut așa o evaluare? Sunt mulți, nu? Care ați putea să-i aduceți? Capiducări? Sunt, sunt, sunt. Undeva 40-50 sunt uh, din, zonul, din zona Bucureștiului din ceea ce am verificat sau, mă rog, din ceea ce am date concrete la ora actuală, dar mai sunt și alții. Da. Bun. Optimistă? Foarte, optimist. Foarte optimistă. Nu vă caracterizează, că de altfel nu vă apucați de treaba asta până la urmă. Păi trebuie să fii optimist și perseverent. Cu asta te Optimist și perseverență Iată, oameni care fac lucruri, ați avut patru exemple în această seară în studiul nostru, le mulțumim tuturor și celor din prima parte și celor care le sunt mulțumim. aici de față. Noi susținem ceea ce ei, ei fac și uh, v-am spus, produsele românești sunt foarte importante pentru noi. Aici uh, nu ne gândim, dar uh, producând în România, să știți că uh, nu o să avem găuri. Dacă se întâmplă ceva, cei din afară și nu ne mai dau pe pic, uh, o să avem palma asta, nu că asta e de fapt până la urmă. Da? Mulțumesc încă o dată. Realitățile reale se încheie astăzi. Pe luni avem în studio, nu trebuie să uit și să vă amintesc, este directorul AFIR, domnul Chesnoiu, care ne va duce ultimele informații despre AFIR și despre proiectele pe care Afirul ul le-a avut anul acesta și, bineînțeles, care sunt perspectivele anului 2018. Una poate puțin mai liniștit în zona afir dar uh, nu chiar așa. O să vedem asta luni. Până în alta noi terminăm, urmează știrile și apoi colegul meu, Ovidiu Ghinea, de la ora 20 la 22 și dacă vă spun și încă o dată programul și de la ora 22 ce vor plăti. Cam asta ar fi la AgroTV pentru ziua de astăzi. O seară bună încă o dată, ne revedem pe luni.